Fraților, aceasta e cea de-a doua întâlnire în, din seria de seminarii căreia i-am spus unde ți-e comoara, acolo ți-e inima. E ușor de văzut despre ce e vorba. Așa-i? De lucrurile pe care le prețuim. Și este această legătură, Mântuitorul ne-a învățat. Ce prețuiești, inima ți se leagă de acel lucru. Oricine ai fi. Nu contează ce religie ai, ce vârstă ai. Cu toți oamenii e așa. Credincios, necredincios. Ce prețuiești, aceea îl captivează. Pentru noi, ca și oameni din poporul lui Dumnezeu, pentru oameni credincioși, știm că valorile au o importanță aparte. Apostolul Pavel ne vorbește despre lucrul acesta. El, ca un meșter zidar, a pus temelia. Așa-i? Și fiecare clădește deasupra. Este esențial cum clădim deasupra. Pentru că lucrarea fiecăruia dintre noi va fi verificată prin foc. Asta e învățătura pe care o avem în 1 Corinteni, capitolul 3. Dacă am lucrat cu lemn, cu trestie, sau cu paie, focul arde, nimicește acea lucrare. De aceea, trebuie să lucrăm cu aur, argint și pietre scumpe. Cu lucruri de valoare. Pe acelea, focul le face mai frumoase. Curăță eventuala zgură care mai este și totul e mai deosebit. Deci, valorile sunt esențiale pentru viața de acum, dar mai ales pentru ziua judecății. Valorile au această putere de a distila viața omului. Ți le poți pune pe degetele de la o mână sau dacă mai cel mult pe amândouă mâinile lucrurile pe care le prețuiești cu adevărat. Ce anume te mistuie de când te trezești și până te culci. Acelea sunt valorile tale. Și acolo vei putea pune munca, familia și fiecare are lista lui. Noi am văzut data trecută că trei dintre cele mai des întâlnite valori în viața tuturor oamenilor sunt banii, plăcerile și faima. Pe acestea le găsești la toți. Indiferent de religie. Indiferent de vârstă. Omul caută avere, plăceri și faimă. De aceea Mântuitorul ne învață cu privire la valori că pot fi bune și rele. Și El vorbește în mai multe locuri în Evanghelie că omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui. Dar există oameni care scot lucruri rele din visteria rea a inimilor lor. Sunt tot valori, lucruri de preț, dar sunt rele. Și sunt altele care sunt bune. De aceea, întrebarea pe care o repetăm mereu și mereu și mereu în aceste întâlniri pe care le avem, este aceasta. Ce fel de visterie ai tu? E visterie bună? Cu valori bune? Sau visterie rea? Cu valori rele? Seminariile sunt împărțite în șase. Pe primul l-am parcurs. Lucruri de valoare și lucruri fără valoare. În această seară mergem la al doilea. Vrednic și nevrednic.
Poate din cele șase este cel mai diferit. Nu neapărat dificil, dar neașteptat. Despre ce e vorba? Întâlnești în Scriptură adesea această familie de cuvinte. Poartă-te într-un chip vrednic. Roade vrednice de. Sau mergem pe negativ și auzim: n-am făcut nimic vrednic de moarte. Ce vrea să spună? Ideea principală este aceasta. În viață, și acum vorbim despre viața unui creștin, trebuie să existe persoane, evenimente și realități care impun un anumit fel de a trăi. Așa ne învață Noul Testament. Și limbajul folosit pentru a descrie acest mod comparativ de a înțelege valorile este cel pe care îl studiem noi în această seară. A fi vrednic de sau a te purta într-un chip nevrednic de. A vorbi în acest fel despre valori prinde foarte greu în zilele noastre. Să explic de ce. Noi iubim autonomia și chiar independența. De orice. Chiar de familie. De frați, de biserică, de Dumnezeu. Nimeni să nu aibă cu mine absolut nimic. Nu mă evalua, nu te uita la mine ținând seama de nimic altceva. Doar eu. Acesta e spiritul în care creștem noi, în care trăim noi. Așa e lumea de astăzi. Nimeni nu vrea să fie pus în legătură cu nimeni. Uită-te la mine și lasă orice altceva la o parte. Fraților, în poporul lui Dumnezeu, în biserică, în viața creștină, lucrurile niciodată nu stau așa. Noul Testament ne învață. Din partea lui Dumnezeu, că noi, sau de la noi, se așteaptă un anumit fel de a trăi care se raportează la ceva în afara noastră. Și lucrurile acelea sunt pașii pe care vreau să-i facem noi în această seară. Le luăm pe fiecare pe rând. Și să vedem ce modificări aduc în noi. Noi, ca oameni căzuți, noi iubim independența. Noi iubim autonomia. Adevărul spiritual este că autonomia 100% nu există. În această lume, Mântuitorul ne-a învățat pe noi așa. Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Așa spune el, da? Ori îl iubești pe unul, ori îl iubești pe celălalt. Dar în mod implicit, știi ce vrea să spună? Că nu este viață fără stăpân. Îl ai ori pe unul, ori pe celălalt. Eu îmi pot induce mie ideea că îți de capul meu. Că sunt singur. Părinții sunt departe, familia e unde e, eu sunt doar eu însumi. În această lume, așa ceva nu e adevărat cu privire la nimeni. La nimeni. Fiecare are stăpân. Pe cel bun sau pe cel rău. Pe Dumnezeu sau pe diavol. Așa e viața pe pământ.
Dacă omul ar admite acest fapt, i-ar fi viața mult mai ușoară. Pentru că imediat și-ar evalua stăpânul. Spune, măi, trebuie eu să-l slujesc pe acesta sau să-l slujesc pe celălalt? Asta ar fi un prim pas spre niște hotărâri deosebit de înțelepte. Și haideți să intrăm acum la ceea ce avem noi în această seară. Cu privire la a fi vrednic sau a fi nevrednic. Când auzi acest cuvânt, îți dai seama că ar trebui să aibă de-a face cu anumite calități morale, așa e. Omul acela e. Altfel, în bine decât ceilalți. Îl folosim într-o diversitate de situații. În biserică, cel mai folosit este cu privire la slujire. Când pui întrebarea, e persoana cu tare vrednică de o așa slujire sau nu? Așa-i? Și noi când vorbim așa, ne referim la calitățile morale. Nu în sensul că el și-a câștigat sau ea și-a câștigat merite, nu. Ci că persoana respectivă, făcând lucrurile respective, poate fi urmată. Te poți lua după el sau după ea. E de încredere. E de cuvânt. E priceput. E pricepută. E înțelept. Înțeleaptă. E iubitor. Cam astea sunt lucrurile pe care le asociem imediat când auzim acest termen. A fi vrednic. A fi o persoană vrednică. Revenind la lucrurile de pe ecran. Noul Testament spune așa. Mântuitorul ne învață așa. Ioan Botezătorul, Apostolul Pavel. Faceți roade vrednice de pocăință. Se așteaptă de la mine să mă port într-un anumit fel vis-a-vis de ceva. Așa-i? Pocăința nu e ceva extern. E ceva lăuntric. E o schimbare a minții. Și Noul Testament, Mântuitorul, pune problema în felul acesta. Dacă ai experimentat schimbarea minții, dacă ai început să gândești pe alte coordonate, asta trebuie să se vadă în viața mea. Așa-i? Gândirea nouă, gândirea schimbată, trebuie să fie sesizabilă. Lucrurile acestea apar, dacă citești, de exemplu, Matei 3 sau Luca 3. Ioan Botezătorul îi mustră pe fariseii care vin să fie botezați de el. Te spune, pui de năpârci. Cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Faceți dar fapte vrednice de pocăința voastră. Acesta e primul pas. Eu trebuie să ajung să fiu convins că schimbarea minții e ceva bun, de preț. E un standard care trebuie să se reflecte în tot ceea ce spun, în tot ceea ce fac, în tot ceea ce gândesc. Pocăința îmi impune mie un alt fel de mod de viață. Vedeți, asta intră pe contrasens la felul în care ne-ar place nouă să fim. Nu? Nimeni să nu-mi impună nimic. Dacă astăzi consider să mă port mai bine, mă port mai bine, dar mâine mă pot purta altfel. Noi, ca oameni căzuți, iubim să fim lăsați în pace.
Așa? La toți ne e drag asta. Dar vine Noul Testament și ne spune roade vrednice de pocăință. Cel mai umilitor este atunci când cineva care este din afară, care e păgân, îți atrage atenția și spune, măi, dar unul care s-a pocăit, nu e așa. Ai pățit semnături din astea? Să fii așa rușinat, umilit. Să vezi ce greu îți cade. Ei nu sunt de acord să se pocăiască, dar ei știu cum trebuie să apară unul care zice că s-a pocăit. În faptele lui, în vorbele lui, în casa lui, în tot ceea ce se vede. Când s-a făcut schimbarea aici, la nivelul minții, aceea vine afară. Vine afară. Al doilea standard. Toate acestea funcționează ca niște modalități de evaluare. Ca niște ținte spre care trebuie să tindem. Ca niște standarde la care trebuie să ne ridicăm. Al doilea este Hristos. Noul Testament spune așa. Dacă cineva iubește, și apoi începe și spune, tată, mamă, frați, surori, mai mult decât pe mine însumi, el nu este vrednic de mine. Vedeți până unde se intră? În ceea ce iubesc, pe primul loc, întotdeauna, trebuie să fie El, Hristos. Dacă nu e așa, El îmi spune că nu sunt vrednic de El. Vedeți până unde pătrunde la lucrurile pe care le iubesc, la persoanele pe care le iubesc. Intră acolo la tată, la mamă, la frate, la soră. Desigur, noi ne iubim părinții. Iubim pe frații noștri de trup. Surorile noastre. Mântuitorul intră acolo și spune înaintea lor trebuie să fiu eu. Evaluează-ți iubirea pentru părinții tăi. Dacă nu mai sunt în viață, pentru frații tăi, pentru surorile tale. Iar apoi evaluează-ți iubirea pe care o ai față de Iisus. Pentru Iisus. Ca să poți răspunde la această întrebare simplă. Sunt eu vrednic de El? Sau nu? Ce vrea să spună nu ești vrednic de mine? Nu ești la standardul la care este cineva care spune că mă urmează. Dacă desfaci textul de acolo din Matei, capitolul 10, unde vorbește Mântuitorul în acest fel, vei găsi că vorbește despre luarea crucii. Așa? Dacă cineva vrea să vină după mine, trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Eu spun că-L iubesc pe Iisus, dar iubirea mea față de El se vede în felul în care urmez. Lepădarea de sine și luarea crucii. Atunci, eu și tu ești vrednic de El. Vedeți ce ne impune? Nimeni și nimic înaintea Lui. Nimeni. El trebuie să fie cel dintâi. Asta are de-a face nu atât de mult cu cât spun, ci
cu cât leapăd din lăuntru. Noi știm că în calea lui Hristos piedica numărul unu sunt eu însumi. Noi știm asta. Eul meu. Iar apoi, legat de asta, sunt planurile mele. Avem mult de demontat acolo. Adesea reușim, dar lucrurile cresc la loc, foarte repede. Pe eu îl scoți afară pe ușă și intră pe fereastră. Astăzi l-ai ținut unde trebuie, dar mâine înapoi, după masă. Așa că nu se întâmplă asta. Te trezești a doua, a treia zi, a patra zi, captivat de lucruri care nu trebuie să te mistuie. Revino. Revino. Ca o paranteză, fraților. Noi adesea ne scuzăm în felul următor. Măi, uite, sunt așa de multe pe care trebuie să le fac. În care trebuie să mă bag. Dacă e să fie ceva de capul meu. Așa-i? Fraților, nu uitați nicio clipă că binecuvântările lui Dumnezeu nu sunt direct proporționale cu nopțile nedormite. Nu. Uitați-vă la Avram. A mai fost vreunul la fel de înstărit ca el în vremea lui? Dacă a fost să cumpere loc de îngropare, a stat de vorbă cu cine a trebuit și a întrebat cât costă. Și a cântărit. Și alții și alții. Dacă e ca Dumnezeu să-ți umple hambarul, desigur, tu n-ai voie să fii leneș. Despre asta vorbim cu altă ocazie. Noi trebuie să muncim. Mântuitorul ne învață, vrednic este lucrătorul de plata lui. Dar când ai făcut din muncă viață, nu ești altceva decât un idolatru. L-ai înlocuit pe Dumnezeu cu lucru. Așa-i? Noi putem înlocui cu multe, dar aici, primejdea numărul unu este lucru. Lucru. Închidem paranteza asta. Pocăința. Hristos. Ai văzut? Suntem așezați între niște chinci între care nu ne place. Mă evaluează după ce înseamnă o minte schimbată. Să uită la viața mea. Mă evaluează după locul pe care îl dau lui Hristos, după dragostea față de Hristos. În al treilea rând, cuvântul. Acesta este un subiect întotdeauna actual. Referința în acest caz este 1 Timotei 1 cu 15 și 1 Timotei 4 cu 9. Acolo Apostolul Pavel folosește următoarea expresie. Acest cuvânt este vrednic de a fi primit. Și apoi spune, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Acesta e cuvântul vrednic de a fi primit. Iar el continuă, știți cum? Dintre care cel din tâi sunt eu. Nouă tuturor ne este greu să primim cuvântul. Foarte greu. Când citești Biblia, te lupți cu tine însuți. Noi trebuie să ajungem până acolo încât să spunem ca Mântuitorul. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Nu doar că e vrednic de a fi primit, eu mă hrănesc cu el. Nu doar că îl accept, îl văd ca pe ceva de care îmi depinde viața. De aceea,
pe lângă pocăință, pe lângă Hristos, așează și cuvântul. Cuvântul lui Dumnezeu este vrednic de a fi primit. Nu doar să fiu de acord cu el, nu, ci să îl însușesc și să spun, Doamne, dacă Tu așa vorbești, acolo trebuie să fiu și eu. Aceea trebuie să fac și eu. Ultimul termen de pe ecran. Chemarea. Avem textul din Efeseni, capitolul 4. Cuvântul spune așa. Vă sfătuiesc. Eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. La ce se referă? Se așteaptă de la noi anumite lucruri. Dacă desfaci acolo în Efeseni, capitolul 4, lucrurile, vei găsi următorul conținut. Smerenie, blândețe, îndelungă răbdare, îngăduință în dragoste, unitate și pace. Acesta este comportamentul vrednic de chemarea pe care mi-a făcut-o Dumnezeu. Dacă citești epistola către Efeseni, vei vedea că noi eram morți în păcatele și în greșelile noastre. Noi eram oameni din afara poporului lui Dumnezeu. Noi eram străini de legămintele făgăduinței. Și de acolo, dintre păgâni, Dumnezeu ne-a chemat și pe noi. Și ne-a împăcat cu El și ne-a făcut un popor. Și neamuri și evrei. Această chemare de la întuneric la lumină impune o anumită purtare. Spune, mă, lasă-mă în pace. În viața creștină nu se poate cu lasă-mă în pace. Nu se poate. Dumnezeu spune, la așa ceva te-am chemat. Și acelea sunt smerenia, blândețea, îndelungă răbdare, îngăduința în dragoste, unitate și pace. Ele apar mai departe. Efeseni 4, 2, 3, în continuare. Acestea sunt lucrurile care mi le impune Dumnezeu. Pe nici unul dintre acestea eu nu le caut în mod natural. În mod natural nu sunt smerit. În mod natural sunt mândru. În mod natural nu sunt blând. În mod natural sunt rebel. În mod natural, n-am îndelungă răbdare. În mod natural, vreau instant. Tot. Acum. În mod natural, n-am îngăduință în dragoste. În mod natural, sar să îndrept, să corectez, să pun lucrurile la punct. Și tot așa cu toate celelalte. Am făcut precizările acestea pentru că ele se așteaptă de la noi. Chemarea impune un anumit mod de purtare. Și fiecare dintre noi trebuie să trăim vrednic de chemarea pe care am primit. Din nou putem vedea același lucru. Dumnezeu lasă persoane, evenimente, realități în viețile noastre care funcționează ca și standarde la care noi trebuie să ne conformăm. E un mod neașteptat, diferit de a vorbi despre valori.
Desigur, eu mă voi căuta să mă ridic la acel standard. Numai dacă voi fi convins că îmi face bine, nu? Ca o paranteză. Dacă cineva este necredincios, oricât s-ar lăuda cu autonomia și independența, tot va avea lucruri externe lui la care se va conforma. Și vă spun pe cel mai comun. Mentalitatea de turmă. Știți ceea ce e, nu? Cum sunt ceilalți, sunt și eu. Nu e așa de important dacă e bine sau rău, dacă ce e nou. Așa se merge. Așa mă duc și eu. Din pruncie până la bătrânețe. Nicăieri nu avem în Noul Testament vreun verset care să spună că așa ceva e bine. Mă refer la mentalitate de turmă. Dumnezeu așteaptă de la fiecare dintre noi să avem mintea noită și să aducem roade potrivit cu acea noire. Când e vorba să calci pe urmele cuiva, acel cineva trebuie să fie vrednic de a fi urmat. Și cel din tâi este Hristos. Un alt eveniment. Evanghelia. Vorbesc cel mai mult despre Evanghelie ca un eveniment. Noul Testament vorbește în acest fel despre Evanghelie. Noi știm că ele sunt și cărți, dar vorbesc despre ce s-a întâmplat. Fiul lui Dumnezeu a venit între noi, a luat chip de rob, a fost ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce, iar apoi Dumnezeu l-a înviat din morți, l-a înălțat și a dat numele mai presus de orice nume. Aceasta este Evanghelia. Trimiterea Fiului Dumnezeu între noi. Ispășirea păcatelor. Biruința asupra morții. Apostolul Pavel spune așa, Filipeni 1:27. Purtați-vă într-un mod vrednic de Evanghelia lui Hristos. Pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același Duh și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei. Ce s-a întâmplat de mult? De 2000 de ani. Trebuie să fie standard pentru mine. Cum trebuie să mă gândesc? Citești mai departe în Epistola către Efeseni, ajunge în capitolul 2 și vei găsi următoarele lucruri. Uitați-vă ce a făcut Hristos. Iar apoi viața Lui trebuie să se oglindească în a voastră. Versetul cheie este gândul care era în Hristos să fie și în voi. Ceva de demult trebuie să fie standard azi. Chiar dacă locuim în America sau în orice alt loc. Este valabil. Se impune. Iar acel mod de a fi se vede în felul următor. Apostolul Pavel vorbește despre Hristos. Deși avea chipul lui Dumnezeu, deși era deopotrivă cu Dumnezeu, n-a văzut lucrurile astea ca ceva de care trebuie să se țină. Ci s-a golit pe sine. S-a dezbrăcat de sine însuși. A luat chip de rob.
S-a făcut asemenea oamenilor. A fost ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Acesta este modelul. A trăi într-un mod vrednic de Evanghelie, aceasta înseamnă oricine ai fi. Ceea ce ești te califică în mod unic pentru anumite lucruri. Dacă ești cel mai priceput la anumite lucruri. Acea pricepere nu e ceva care să te înalțe. Nu, acea pricepere e ceva ce te califică pentru anumite lucruri. Pentru Hristos a fi deopotrivă cu Dumnezeu, a avea aceeași slavă cu El, aceeași poziție cu El, l-a calificat în mod unic să vină aici. Să moară. Să ne răscumpere. Să învingă moartea. Ceea ce ți-a dat Dumnezeu, ceea ce a făcut Dumnezeu din tine, n-a făcut pentru tine, ci pentru noi, ceilalți. Așa a trăit El. Așa se așteaptă să trăim noi. Viața vrednică de Evanghelie. Aceasta este. O viață altruistă. O viață de jertfă. O viață pentru celălalt. Pentru ceilalți. Mai avem două lucruri. Cel mai cunoscut este vis-a-vis de cina Domnului. Așa ne întâlnim cu acest eveniment în fiecare lună. Și auzim la biserică mereu și mereu și mereu, cercetați-vă ca nu cumva să participați într-un mod nevrednic la cina Domnului. Te uiți la legătura ta cu Dumnezeu, la legătura ta cu frații și cauți să îndrepți lucrurile acestea. Iar apoi participi la acest eveniment, la cina. Cina Domnului impune un așa comportament din următorul motiv. Noi acolo ne aducem aminte și vestim moartea Domnului. Așa ne învață Scriptura. Hristos și-a dat viața. Trupul lui s-a frânt și sângele lui a fost vărsat. Despre lucrurile acestea nu poți vorbi oricum. Și când vorbești despre moartea unui om obișnuit, nu vorbești așa, cu ușurință. Dacă ți-a fost din familie, vorbești cu lacrimi. Te raportezi la acel lucru ca la ceva aparte. Cu atât mai mult la ceea ce se vestește la cină. La ceea ce ne aducem aminte la cină. Ultimul lucru pe care îl avem în Noul Testament în privința aceasta este viacul viitor. Ascultați ce spune Mântuitorul Luca 20:35. Cei care vor fi găsiți vrednici să aibă parte de viacul viitor. Noi știm de la sfârșitul Bibliei următoarele cuvinte. Nimic, și apoi spune, neîntinat, nimic rău, nu va intra acolo. Nu se potrivește. Lumea care vine nu e ca lumea de acum. Trebuie să te potrivești în ea. Trebuie să fii la înălțimea standardului ei. Cu alte cuvinte avem din partea Apostolului Pavel limbajul mirelui și a miresei. Hristos este mirele, biserica este mireasa. Și despre mireasă se spune așa. Hristos se îngrijește să-și înfățișeze mireasa fără pată, fără zbârcitură, curată, înaintea lui Dumnezeu. De aceea,
ce urmează, viacul viitor, trebuie să fie așezat lângă toate cele pe care le-am spus până acum. Ca și standard după care eu trebuie să mă evaluez. Întreabă-te! Doamne, din felul în care sunt. Sunt vrednic de viacul viitor? Sau nu? Când auzim versuri de poezie care spun, eu, tâlharul între sfinți, asta ca să-ți dai seama de cât de mare nevoie este de jertfa lui Hristos, de sângele lui Hristos, iar apoi de ascultarea și viața de sfințenie. Ca să se potrivească ce e aici cu ce e sus. Vreau să închei făcând trimitere la un dialog. Dialog pe care îl avem în Luca 15. După ce fiul pierdut risipește toată averea. După ce ajunge la porci. După ce își vine în fire, el se duce acasă. Și tata îi iese în cale. Și fiul îi spune așa. Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Ce urmează după? Nu mai sunt vrednic să numesc fiul tău. El își dă seama că a luat hotărâre, că s-a purtat cum nu se poartă un fiu. Un fiu își iubește tata. Îl ascultă. Îl sprijinește. Un fiu nu ia averea și o face praf. Un fiu nu-și face tata de rușine. Această atitudine este pasul numărul 1. Doamne, eu știu cine sunt. După omul meu cel vechi, nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Dar, potrivit cu lucrarea ta în viața mea, lucrare care începe la pocăință și se sfârșește la intrarea în viața viitor, ajută-mă să ajung și să fiu potrivit cu standardele tale. Standardele respective fiind pocăința, Domnul Iisus Hristos, cuvântul tău, chemarea ta, Evanghelia ta, cina ta, întrebări. De ce totuși oamenii nu trăiesc cum se așteaptă în Hristos? Este lipsă de o convertire autentică? Cred că o misterie reală. Nu prețuiesc ceea ce trebuie să prețuiască. E o problemă de inimă. Inima iubește ceea ce nu trebuie să iubească. Acolo cred că e una dintre problemele esențiale. Nu uitați în toată această serie de seminarii ce scrie în Filipeni 1 cu 9 și 10. Mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință și pricepere ca să puteți deosebi lucrurile alese. Valorile ajung să le văd după un discernământ bun, după o deosebire bună. Cea mai mare parte a oamenilor ale greșit. Când se pune întrebarea, roadele Duhului Sfânt ar trebui să vină normal sau cu trimurile noastre? Un fruct sau un fond? Se chinuie, s-aducă în roade, s-aducă ceva de la modul normal. Sunt găsit, de fapt, că e
dacă altoiul a avut loc și nu-l prinde în ghețul, ajunge și aduce rod. Dar sunt factorii aceștia care, acum vorbim în imaginea respectivă cu pomul, astea sunt necesare. Întotdeauna vom avea discuția aceasta, cât face Dumnezeu, cât facem noi. E adevărat. Noi presupunem că mântuirea este numai prin credință, numai prin harul lui Dumnezeu. Asta e partea lui făcută 100%. El așteaptă de la noi potrivit cu partea lui. De aceea avem viață vrednică de Evanghelie, viață vrednică de chemarea primită, cuvânt vrednic de a fi primit, roade vrednice de pocăință. Astea, dacă le lăsăm afară, avem un creștinism din ăsta lumesc, de fațadă, care nu sfârșește unde trebuie. În alte cuvinte, mediul în care Duhul Sfânt și roadele Lui se pot manifesta, ține ajută. Da, da, da. Eu aici trebuie să întâmplem asta. Trebuie neapărat să credem cu adevărat cu întreaga inima noastră în Dumnezeu. Da. Și în puterea Lui. Da. Și cunoscând această putere, ne dăm seama că Duhul Sfânt din noi ne va conduce pe Dumnezeu care trebuie. De ce sunt esențiale precizările acestea? Noi niciodată nu avem în Noul Testament limbajul răscumpărării aplicat la nivelul nostru. Biblia nu spune niciodată răscumpărați-vă pe voi înșivă. Nu. Răscumpărarea câștigată Hristos. Și știți de ce? Diavolul e prea tare să-l biruim noi. Nu-l putem. Moartea e prea tare să-l biruim noi. Nu putem. E nevoie de Hristos. Iar apoi, pe baza lucrării lui Hristos, de aceea e așa de important. Tot timpul încep cu 1 Corinteni 3. Apostolul Pavel acolo spune așa. Eu, ca un meșter zidar înțelept, am pus temelia, așa-i? Temelia e Hristos. Și un altul zidește deasupra. Deci noi presupunem lucrurile astea. De aceea întrebarea este, cum zidești deasupra? Sau, ca să folosesc expresie din 1 Corinteni 3, fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra. Deci, acest seminar nu este un seminar despre mântuire. Ci este un seminar despre valori. Eu știu că lucrurile se țes unele în altele. Și dacă n-ai valorile care trebuie, sfârșești rău. Știi asta. Că nu se poate să spui, sunt al Domnului și să iubesc ce nu iubește El. Nu se poate. Dar această iubire a lucrurilor alese e rezultatul unui discernământ. Ceea ce vreau să subliniez este că Dumnezeu nu lucrează lucruri automat în noi. Noi ne-am întors la El, credem în El, dar El așteaptă de la noi să luăm hotărâri bune. Te rog. Că numai la buton a fost atunci. Cred că la altoia... Repete o întrebare. Repete o întrebare. Să dat exemplu, să nu iubești mai mult pe mamă, tată, familie... Da, la Hristos, da. De ce se face comparația asta? Sau în ce... Cum se reflectă asta în practic? Deci... Pentru că nu pot... Nu pot să înțeleg ceva.
Versetul spune așa, ascultați. Matei 10:37. Cine iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Mântuitorul ia pe cei mai apropiați. Tata, mama, fratele și sora. Pe care îi iubim. El nu spune, nu iubi pe tata, ci iubește-mă pe mine. El spune, îi iubești pe ei, dar pe mine trebuie să îi iubești și mai mult. În lepădarea de sine și luarea crucii. În urmarea lui se vede. Deci, eu urmez pe Hristos. Ascult de El. Îl slujesc pe El. Așa se vede. Problema numărul unu e eu meu. De aceea așa începe. Lepădarea de sine și apoi luarea crucii. Eu stau în calea Lui. Întotdeauna. Fraților, ceasul a trecut. Mulțumesc pentru participare.